în rețeaua de, comercializare din județul nostru s-a identificat la comercializare un produs, fileuri congelate de cod Alaska, import China, importator o firmă din București și distribuitor o firmă din Piatra Neamț, la care am constatat abateri foarte mari de la greutatea netă, după decongelare și cântărirea produsului împreună cu serviciul de metrologie legală. De asemenea, la mai mulți, la 10 operatori economici, comercianți, am găsit produse ca prăjituri, brânză topită, iaurt, icre, carne, preparate din carne, praf pentru deserturi, ciocolate, cu data limită de consum depășită, deci expirate. S-au aplicat un număr de 10 amenzi contravenționale pentru aceștia în valoare totală de 40.000 de lei. Aceste produse, am subliniat de mai multe ori, fie că fiind cum e carnea sau icrele, sunt extrem de periculoase în situația în care au data limită de consum depășită, iar celelalte, prăjitura, ciocolata, sunt toate produse care le consumă copiii și de aceea trebuie de avut mult mai multă grijă în ceea ce privește respectarea normelor legale în acest sens.